Bună și bine ați revenit aici pe canalul Croitoria fără formule. Eu sunt Lorelai Țârlea, gazda voastră, și astăzi haideți să discutăm împreună despre fusta cloș. Fusta cloș este acel tipar de fustă tăiat oarecum în formă de cerc. Ea a fost foarte la modă în secolul trecut, atât în anii 30, cât și în anii 50, mai cu seamă în anii 50, pentru că oferă acea siluetă foarte feminină, cu talia subțire și jupa foarte amplă. Acest tip de fustă însă, pe cât de simplu pare, are câteva secrete pe care astăzi vreau să vi le împărtășesc. În primul rând, este croitoria fără formule, însă la această fustă trebuie să țineți seama de niște formule de tăiere care vă ajută și vă ușurează viața extraordinar. Am simplificat matematica pe cât de mult este posibil și aceste trei modele de tipar pe care vi le arăt, toate trei au aceeași lungime a taliei calculată. Să zicem că aveți o talie de, știu și eu, 80 de centimetri. Cum calculez ca să tai acest cerc în talie sau această jumătate de cerc sau sfert de cerc, astfel încât să obțin aici exact lungimea taliei? Pentru formula unui cerc întreg avem raza, deci bucățica aceasta pe care o tai, raza, dimensiunea de aici este lungimea taliei împărțit la 6,28. Deci este atât de simplu, de fapt. Deci raza, această bucățică pe care o tai, raza fiind sectorul de aici, este lungimea taliei împărțit la 6,28. Este un calcul pe care îl puteți face foarte ușor cu un calculator oricât de simplu. În cazul în care avem o fustă decupată dintr-o jumătate de cerc, formula se modifică. Raza acestui segment pe care îl decupez, deci raza, este lungimea taliei împărțit la 3,14. La fel, cu un calculator este foarte ușor de calculat. Iar pentru fusta tăiată pe sfert de cerc, raza este, deci bucata de aici, este lungimea taliei împărțit la 1,57. Puteți să vă notați aceste formule și în momentul în care încercați să le croiți, le aveți undeva într-un carnețel și este croitoria simplificată, cât mai puține formule. Desigur, după ce am tăiat bucata aceasta de talie, este foarte important să măsurăm corect lungimea fustei. Tot așa, din talie se pune centimetrul și din aproape în aproape ne trasăm acest cerc. La fel și în cazul fustei pe cerc și la fel și în cazul fustei, puteți să faceți această trasare chiar așa, pe materialul îndoit, și din talie măsurați câți centimetri trebuie să aibă lungime fusta și așa puteți să tăiați tivul, partea de tiv. Pentru că această fustă este un cerc și materialul nu este țesut în formă de cerc, el e țesut pe drept. Practic, lungimea firului este asta. În părțile de aici, unde e pe diagonală, fusta se va lăsa. Materialul pe bie se lasă. De asta eu vă recomand, în momentul în care croiți fusta, încercați să o agățați de un umeraș, astfel încât, și să o lăsați să stea câteva ore, poate chiar de pe zi pe alta, astfel încât bieul, deci partea unde firul este pe diagonală, partea aceea să se lase, să aibă căderea aceea. Pentru că veți vedea că, deși voi ați tăiat-o matematic corect, ea se va lungi efectiv în zonele acelea.
după ce ați croit-o și după ce ați lăsat materialul să lucreze, partea de tiv întotdeauna se taie pe corp. Fie că dacă este fusta voastră, o așezați pe un manechin și pe manechin îi tăiați tivul astfel încât să iasă drept. Fie că ați făcut fusta pentru cineva și îmbrăcați acea persoană, îi prindeți talia cum trebuie și apoi tăiați, ultimul lucru se taie tivul, ca el să iasă drept. Poate e bine să vă lăsați un 10 cm sau 5 cm mai mult la tiv, ca să aveți cum să îndreptați corect și la final să iasă lungimea dorită, pentru că, așa cum spuneam, acest tip de fustă este de-a dreptul provocare în momentul în care ajungem la tiv. Dar, acum că știți aceste mici secrete, sper ca următoarea fustă tăiată după tipar cloș să vă iasă. Aștept comentariile și chiar poze pe grupul de Facebook. Avem grupul Croitoria fără formule. Puteți să postați acolo fotografii cu ce ați lucrat. Pe YouTube aștept comentariile voastre și dacă mai aveți chiar propuneri de subiecte, ce anume v-ar interesa din croitorie, din tipare, aștept să-mi scrieți. Eu încarc în fiecare joi câte un videoclip pe teme de croitorie și modă. Încerc să încarc și duminica, însă oricând doriți mă găsiți aici și până atunci, până ne revedem data viitoare, eu vă urez, ca de obicei, spor la cusut! La revedere!